Plimbări scurte în zone cu umbră și cu pălărie. Numai așa au ieșit mehedințenii din casă în aceste zile toride la final de vară. Cam greu, că sunt și cardiac. Dar am auzit că peste vreo două zile o să scăpăm de ea. De e domnul să fie adevărat. Este foarte cald, așa este? Da, da, de câteva zile eu stau la etaj cu patul. Și spre sud. Vă imaginați că am 31 de grade în casă și pe balcon, că l-am închis, 42 de grade. Este cald. De așa am stat un pic așa la umbră aici, ca să mai respirăm un pic. Și cu pălăria din dotare? Și cu pălăria, bine, fără pălărie nu se poate. Afară e teroare, la afară nici nu poți să stai. Dar n-avem încotro. Meteorologii au prelungit atenționarea de cod galben pentru județul Mehedinți. ANM a emis o nouă avertizare ce vizează caniculă și disconfort termic până diseară. Indicele temperatură umezeală va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități. Au fost persoane care nu au făcut față temperaturilor caniculare. Doar astăzi, 7 severineni au avut nevoie de ajutorul celor de la ambulanță. Noi sfătuim locuitorii orașului să stea în casă între anumite intervale orare, mai ales cei care știu că suferă de hipertensiune arterială, alte boli asociate diabet, sau eventual în condițiile în care să se protejeze cu, eu știu, pălărie, șapcă și să consume lichide. Specialiștii le recomandă cetățenilor să evite deplasările în orele de vârf. De asemenea, în astfel de zile caniculare, trebuie evitat consumul de cafea și alcool.